Salutare, prieteni! Astăzi avem o nouă provocare. Despre sortarea gunoiului în orașul Criuleni. Oamenii sortează deșeurile, le duc la tomberane, dar mai departe, ce se întâmplă cu ele? E pus tot la un loc sau e dus la fabrica de sortare? Să vedem totuși dacă se merită să sortăm gunoiul la casă. Uitați, aici avem sticlă. Iar aici avem? Uite, aici avem doar plastic. Iar dacă această cutie era să ajungă pe un câmp, era să se descompună timp de 500 de ani. Yay! Am plecat după dânsul. Acum ei sortează plasticul, scot din tomberonul de plastic. Asta cred că îl ridică, nu? Așa, ei au ridicat tomberonul de plastic și e prima dată când văd că întorc întreg tomberonul. Ok, se pare că ea merge mai departe. Mergem acum după mașină la o altă locație să vedem dacă și acolo se colectează gunoiul corect. Pare că noi nu avem dreptate. Gunoiul totuși se strânge separat. Uite, vezi? Uite, chiar și aparte sticle, uite, sticle de ulei, tu vezi? Da, uite. Adică uite, ele sticle de ulei, sticle de bere. Nu, ia gata la ulei. Acolo, ia uite, acolo Fanta, Pepsi. De culoare verde. Se selectează pe culori și pe calitatea plasticului, care este mai mult tipuri de plastic. Da, da. Puteți valuați în deosebire fac piese pentru mașini. Piese? 80% sunt piese pentru mașini. Am pornit de la o simplă provocare. Să vedem dacă în orășelul Criuleni se sortează corect gunoiul. Am făcut acest lucru doar pentru a avea un oraș curat. Și ne-am convins că totul se face corect. Dar tu, sortezi gunoiul acasă.